Salutare și bine ai venit la un nou video aici pe canal. Eu sunt LGH Gamer și astăzi vreau să vorbim despre Cupa Mondială și anume add-on-ul World Cup pe FIFA 23. Dar până să intrăm în subiect, te rog frumos să lași un like acestui video, să apeși pe butonul de subscribe dacă nu ai făcut-o până acum și să-mi lași în comentarii. Tu cine crezi că o să câștige Cupa Mondială? Cei de la EA Sports au anunțat pe site că au dat drumul la addonul FIFA World Cup Qatar 2022. Vreau să spun încă de la început că locația pentru această Cupa Mondială nu mi se pare deloc potrivită. Nu mi se pare deloc ok cum a fost obținut dreptul de organizare a Qatarului și, bineînțeles, condamn cu mare seriozitate și sinceritate modul în care s-au construit stadioanele în Qatar, viețile pierdute și tratamentul aplicat muncitorilor de acolo. Așa ceva n-ar trebui să se întâmple în 2022 absolut niciunde. Cei de la EA Sports au făcut și o simulare și au scos Argentina ca și câștigătoare a acestui mondial, pe locul 2 Brazilia, iar pe locul 3, Franța. Cred că suntem cu toții doritori de o finală Argentina-Portugalia, de un ultim dans al lui Cristiano Ronaldo împreună cu Lionel Messi pe teren. Știm cu toții, este ultimul mondial al lui Messi, este ultimul mondial al lui Cristiano Ronaldo. S-ar putea și este în mare pericol să fie ultimul mondial al lui Neymar. Și, cu siguranță, mulți, mulți alții. Cei de la EA Sports spun că marcatorul, gheata de aur a acestui mondial va fi Messi, Depay pe locul 2, Mbappé pe locul 3, Pulisic pe locul 4, Richarlison, Vinicius, Kramaric, chiar ar fi o chestie wow, Silva, Ronaldo, Benzema, Griezmann, Zielinski, Lo Celso, Bale și Lewandowski completează top 15 marcatori în acest mondial. Grafica arată foarte, foarte bine. Îmi place foarte mult ce au făcut cu această grafică cu Cupa Mondială, cum au implementat absolut toate elementele. Este a 22-a Cupa Mondială din istorie, iar Brazilia a participat la toate cupele mondiale din 1930, dacă țin eu bine minte. Acea a fost prima cupă mondială. Bineînțeles că această predicție nu putea să fie făcută doar de ei, așa că puteți și voi să faceți această predicție și să primiți în Ultimate Team rewards-uri, așa că trebuie să vă conectați cu contul vostru de EA, după cum vedeți, contul de LCH Gamer. Ne ducem și apăsăm aici și începem să facem predicția. Fă predicția și primeșteți reward-urile în FIFA Ultimate Team. Și avem așa, în grupa A, grupă cu Qatar, Ecuador, Senegal și Olanda. Sincer, șansele Senegalului au scăzut dramatic odată cu accidentarea lui Mane, așa că voi pune câștigătoarea Olanda, iar surpriza va fi Qatar, care se va califica de pe locul 2. În grupa B, Anglia, Iran, Statele Unite și Scoția, voi pune Statele Unite ca și câștigătoare, ca surpriză, și totuși Anglia pe locul 2 trece mai departe. Argentina, Arabia Saudită, Mexic și Polonia. Câștigă Argentina grupa și merge Polonia de pe locul 2. Grupa D, Franța, Danemarca, Tunisia, Australia. Nu cred că este vreo dubioșenie. Franța câștigă Danemarca de pe locul al doilea. Au un loc destul de bunicel danezii, așa că n-aș vedea de ce să nu treacă. Grupa E, avem Spania, Germania, Japonia, Costa Rica, Germania cu siguranță să meargă Costa Rica și să vină Spania acasă, da, și Spania, nu știu, aici e greu. Costa Rica, dar totuși nu reprezintă nimic în fotbalul mondial de astăzi, așa că vom merge clasic mai departe. Croația va merge de pe primul loc
și Belgia, din păcate, va rămâne acasă pentru că merge Canada, cea mai ați nebunit Belgia de pe locul lui. Mergem la grupa G, o grupă interesantă în care Brazilia și o surpriză Camerun o să meargă de pe locul al doilea. Portugalia, Ghana, Uruguay și Coreea, Portugalia și cu Coreea s-ar putea să meargă mai departe. Și avem meciurile Olanda, Anglia, Argentina, Danemarca, Statele Unite, Qatar, Franța, Polonia, Germania, Belgia, Brazilia, Coreea, Croația, Spania, Portugalia, Camerun. Va fi o bătălie interesantă aici. Ake cu Van Dijk în apărare împotriva lui Sterling, Grealish și Kane în atacul Angliei. Greu, sincer, foarte, foarte greu. Dar merg pe mâna Olandei. Anglia nu trece de 16-imi. Argentina bate Danemarca. Statele Unite nu stă la discuții cu Qatar. Franța bate, Portugalia bate, bate Spania pe Croația, trece Brazilia mai departe și trece și Germania mai departe. Mergem la sfertul de finală, unde Argentina bate Olanda. Aici este greu, nu îmi place asta, dar aici merge Portugalia de favoarea Spaniei, Franța merge mai departe. Ce greu a picat aici. Hai, ce greu, fantastic cât de greu a picat aici. Mergem totuși pe Brazilia. Mergem pe Argentina și pe Portugalia. Locul al treilea, Brazilia. Și cred că finala totuși o dăm lui Messi. Cred că finala o dăm lui Messi, doar așa. Să ajungem la un unison cu ceea ce spune foarte, foarte multă lume, că Argentina este pregătită. Să vedem. Să vedem. Ea zice că și Brazilia care ar fi pregătită. Poate n-am ales eu bine, dar eu zic că cam pe aici. Cam pe aici se poate ajunge. Dacă joci modul de campionat mondial între 9 noiembrie și 3 ianuarie, vei primi ori un Icon Loan, ori un Foot Hero pentru 7 meciuri și Special Untradeable FIFA World Cup History Makers Player, adică unul dintre jucătorii care au făcut istorie la Cupa Mondială din această listă minunată. Nu arată rău, nu arată absolut deloc rău, așa că o să primim. Am văzut că se ziceau că ce, că nu primim nimic, că jucăm World Cup, că așa mai departe. O să primim, doar că le vom primi în intervalul 23 decembrie, 3 ianuarie. Vom avea, bineînțeles, și World Cup swaps, în care trebuie să facem anumite requesturi, anumite questuri, ca să primim swap-uri, ca să luăm pachete, jucători, multe, multe chestii acolo. Bineînțeles, vor fi SBC-uri, vor fi tot felul de quest-uri de făcut, de așa mai departe, și vom primi rewards-uri în Ultimate Team și, bineînțeles, în data de 11 vom primi, cine a făcut pre-order înainte de 21 august, vom primi acest Foot Hero, oricare din acest pachet, care, sincer să fiu, nu arată rău. Avem un Voler, un Forlan, avem Al Owairan de 99 pace, poate acest Crouch nu arată bine, dar Guvu, Capdevila, Donovan, Kiwell, Brolin, Carvalho, pe Marchisio îl am deja, arată bine, cam tot ce e aici arată foarte, foarte bine. Cam asta ne oferă EA Sports cu FIFA World Cup și sincer nu arată rău, chiar putem să avem niște carduri pe care le câștigăm foarte, foarte mișto. Te aștept în comentarii să-mi spui tu ce ai prins sau ce vrei să prinzi și hai și pe Discord, pentru că am niște surprize pentru tine acolo. Nu uita, giveaway
aproape, giveaway foarte aproape. Până data viitoare, mulțumesc că te-ai uitat și la acest video. Nu uita să apeși pe butonul de like și fie ca cel mai bun să câștige. Abia aștept Cupa Mondială. Te-am pupat, v-am pupat. Seară faină, zi faină, spor la toate. Până data viitoare. Ciao!